Mulțumim foarte mult, părintelui Lucian Dâncă. Îmi venea în minte păcatul curgerii inexorabile și irreversibile a timpului, pentru că inevitabil ne îndreptăm spre finalul evenimentului. Pe colegul meu, Mihailiță, aș vrea să-l întreb, noi am discutat înainte de pregătirea acestui eveniment, și știu că manifestă un interes special pentru lucrarea norul necunoașterii. De ce? Pentru că sunt inginer. Nu e chiar o glumă, sunt chiar tehnolog. Bine, la origine, că acum fac cărți. Ideea este următoarea. Am o convingere pe care o tot spun și sunt medii în care ea este mai puțin relaxantă și medii care o adoptă ca ceva firesc. E nevoie de o metodă. Mai ales pentru omul contemporan care este un cerebral și are nevoie de niște pași preciși. Dintre toate cele patru cărți, trebuie să admitem că norul necunoașterii dă metoda cea mai precisă, deși este o metodă de nivel foarte înalt. Dacă facem apropieri cu metode din alte tradiții, ceea ce nu o să facă, n-avem timp să rim, mi-a atras atenția cu finețe. Sunt căi foarte înalte din acele tradiții. În această lucrare este vorba de o metodă din categoria numită apofatică. Deci este vorba de acel Dumnezeu fără atribute. Este vorba de acest nor al necunoașterii care ne separă pe noi, corp și minte și ființa noastră limitată așa cum o cunoaștem, și această taină a Dumnezeirii. Acest nor ne asigură autorul că nu îl putem parcurge printr-un efort de tipul celor cu care suntem obișnuiți. Este nevoie de un elan al iubirii și al aspirației. Această formulare este riguros la fel și într-o altă mare tradiție mistică orientală, așa cum s-a spus, dar nu o să deschid acum subiectul. Mai există în această lucrare un norișor, un al doilea nor, care este un nor al uitării. În acest nor trebuie să pierdem această ființă a noastră limitată. Acolo ne lăsăm nevoile trupului nostru, nevoile minții noastre. Este acea liniște de care vorbeam pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Și după aceea se dă o metodă care se referă la utilizarea unui scurt cuvânt. Autorul propune Dumnezeu sau iubire, dar nu este exhaustiv. Care nu e o mantra, e ca un fel de ancoră care declară intenția noastră de a depăși acest nor și a găsi drumul prin el către Dumnezeu. Există, și cu asta închei, sorry, există o metodă destul de modernă față de metoda isihastă, dar pe care eu o găsesc destul de izomorf așa, care provine de la un părinte destul de cunoscut, știu că unul dintre papi l-a numit unul dintre cei patru mari sfinți ai Americii, Thomas Merton, care se numește Centering Prayer și care dorește să duplice în lumea contemporană această metodă a norului. Nu vreau să discut acum în ce măsură reușește, nu sunt în măsură, dar are multe caracteristici comune și cu metoda isihastă și susține cu argumente destul de puternice apartenența de acest nor al necunoașterii. Iar apropo de ce spunea Părintele Dâncă înainte, apropo de lovitul pruncilor de piatră, există și o predică a Părintelui Cleopa în Ortodoxie, de care am discutat când am vorbit de cartea lui Marchides, în care tot așa spunea să lovești copiii care sunt gândurile tale, această sinusoidă permanentă, să lovești de piatra care este Hristos. Iar apropo de deschiderea foarte mare pe care mari mistici și trăitorii contemplative o au, reamintesc un text a unui sfânt al Bisericii Ortodoxe, al Bisericii Creștine, Nicolae Velimirovici, în care el dă laudă tuturor marilor profeți ai lumii. Și lui Buddha, și lui Krishna, și e un text care zguduie și nu este foarte popularizat.
pentru că explică suflete al meu nu ucide profeții care ți-au fost trimiși. Așa că în această atmosferă de maximă deschidere se plasează și acest nor al necunoaștere.